Cu ocazia Crăciunului, Colegiul Național Petru Rareș din Suceava a organizat spectacolul de caritate Lights of Hope, devenit deja o tradiție a colegiului pentru a prinde scânteia sărbătorilor de iarnă în sufletele sucevenilor. Spectatorii au fost încântați cu momente artistice care au îmbinat farmecul sărbătorilor de iarnă cu talentul elevilor. Această tradiție îndrăgită de comunitatea suceveană a adus în prim plan povestea înduioșătoare a fetiței cu chibrituri de Hans Christian Andersen. Coordonat exclusiv de elevii din clasele a 11-a sub îndrumarea dedicată a profesorilor, spectacolul și-a propus să aducă bucurie și emoție în inimile spectatorilor. Cu abilități organizatorice impresionante, cei 36 de elevi implicați în organizare, împreună cu profesorii coordonatori, au fost împărțiți în departamente specializate. Reprezentații muzicale și coregrafice au adus atmosfera magică a Crăciunului pe scenă. De asemenea, pentru a oferi o notă originală, au fost incluse momente artistice specifice tradițiilor sărbătorilor de iarnă. Printre aceste momente se numără reprezentații muzicale și coregrafice cu specific ucrainean. Spectacolul Lights of Hope a beneficiat și de prestația remarcabilă a două trupe de teatru ale colegiului, The Knockers și Pixies. Aceste trupe au completat povestea fetiței cu chibrituri, oferindu-i protecție protagonistei împotriva frigului aspru al iernii. Vreți să cumpărați niște chibrituri? Vă rog, din suflet, măcar o cutie. Of, biata de tine! Hai că-ți cumpăr eu o cutie de chibrituri. Uite, iau și una. Și fetița mai a prins un păs de chibrit care străluci puternic. Și deodată, zidul în care bătea lumina se făcu străveziu, ca o pânză subțire. Fetița a putut vedea până într-o odaie unde un grup de oameni frumos îmbrăcați dansau. Și dansau atât de frumos încât, biata, fetița a muțit de uimire și admirație, uitând de frig, de foame și de cutiile nevândute de chibrituri. Lights of Hope nu a fost doar un spectacol, ci și o oportunitate și un gest de solidaritate pentru a sprijini o cauză nobilă. Fondurile adunate în cadrul evenimentului au fost direcționate către eleva colegiului, Serena Fritelli, aflată într-o situație medicală delicată, care necesită sprijinul comunității sucevene și nu numai.